Ce va câștiga de la meciul cu Măciucă? Cine aștepta la meciul cu Măciucă? Ce va aștepta? Să câștigăm, normal, nu? Nu merge nici cu gândul să facem egal sau să pierdem. Noi ne-am propus o victorie care pentru noi e foarte importantă. Și credem că putem să reușim, fiindcă totuși am ajuns cât de cât pe un drum mai bun. Am avut un început foarte greu și anevoios, dar se pare că cu puțină dorință și voință am reușit să avem un parcurs cât de cât mai bun. Sunteți la curent cu absențele din lot? Vedeți că va afecta în cadrul lipsa lui Mărginean? Va îngrena la echipă? Acum o echipă de fotbal nu trebuie să costea numai într-un jucător. Bineînțeles că totdeauna jucători care fac diferența sunt importanți și foarte necesar să fie în teren, dar o echipă constă într-un lot competitiv, adică toți trebuie să se ridice la același nivel, să muncească, să lupte toți, să poată să completeze lipsurile care sunt în momentul de față și jucătorii absenți. Eu cred că băieții vor avea atâta dăruire încât o să reușească o victorie frumoasă, care pentru noi va însemna foarte mult, sigur pentru noi ca și sau pentru mine, în special ca și finanțator, e o chestie foarte importantă, deoarece am venit aici cu gânduri mari, chiar dacă în momentul când am venit am găsit situația care cunoaște și voi cum a fost, dar fiind unul lângă altul și cu domnul Giovanni, am reușit să îndreptăm cât de cât lucrurile, cu domnul Costică, care este un profesionist, care a acceptat să vină alături de noi și să facem lucruri bune. Eu cred că băieții sunt conștienți acum ce șansă avem ca să promovăm. Sunt conștienți ce înseamnă și pentru ei Liga 1 și nu Liga 2 sau Divizia B. Cred că vor avea atât mai mult, vor fi mult mai motivați și vor avea o dăruire mult mai mare de a dorința de victorie. Ceea ce, repet, pentru mine este foarte important lucrul ăsta, dar eu cred că și ei sunt conștienți că totodată și pentru ei este la fel de important. Nu credeți că Damila pornește cu un anumit avantaj prin faptul că ei au această stabilitate financiară și la club? Dar stai puțin, stai că acum au terminat tot conceptul acum. Ce să dă stabilitate financiară? Dar ce, vezi că mor de foame acum? Vezi că nu au bani? Mai lasă ce n-ai avut, dar nu mai vorbim dacă tot ne uităm ce n-am avut și ce n-am avut și ce n-am avut. Dar uite-te și ce ai acum, te uiți numai atât ce n-ai avut. Domnul Fară zicea că nu suntem magicieni, să recuperăm într-o lună ce am pierdut 3 luni. Domnul Falub. Da, uite că deocamdată am recuperat. Cu efort, cu greu, cu chin, cu vai, uite că deocamdată am bătut locul 1 și locul 2. Și am pierdut cu locul 9. Dar asta tot datorită lor, că nu-i nimeni de vină aici, aia e datorită motivației lor. Aici poate că o vină are și Falu, că nu-i motivat cât trebuia să motiveze pentru meciul cu Mioveni. Fiindcă el, fiind antrenorul lor, el trebuie să fie ca și tata lor, el trebuie să simtă ce le lipsește lor în anumite momente. Fiindcă el toată ziua este lângă ei, nu ca și un tată cu copiii lui. Sau ca și o mamă, că o mamă mai mult lângă copii ca și tata. Deci eu consider că acolo nu mai a fost mai vina. Probabil că nu s-a apropiat destul de ei, de jucători, nu a comunicat cu ei în momentul ăla, nu știu ce să zic. Poate și vina noastră ca și conducător, nu știu, mă rog. Dar una peste alta, eu zic că în momentul ăsta echipa are un moral bun, au primit salarii, au primit primă, ceea ce nu s-a întâmplat de mult aici la club. Eu consider că ieri alaltă, ieri nu mai contează. Contează că au primit. Important este că ei trebuie să fie conștienți cum ei așteaptă bani de la mine și vor să le fie lor bine și familiile lor. Ei trebuie să fie conștienți că eu aștept de la ei doar un singur lucru, să fie învingător pe teren.
Nu cred că le cer atât de mult, le cer 90 de minute să-și dea tot ce au ei mai bun pentru a aduce o victorie pentru club, pentru ei și pentru mine. Nu cred că sunt niște lucruri sau sacrificii atât de mari. Ei trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta. Eu nu vin să le spun lor ce sacrificii fac sau ce fac și cum fac și prin ce mijloace și cât mă zbat și uite, îți plecat de o săptămână, poate am dormit numai prin mașină, că n-am avut timp să merg la hotel sau chestii ca să rezolv unele probleme care trebuie rezolvate. Nu vin să mă plâng la ei că mi-e greu, că e greu antrenamentul sau că am circulat mult sau că nu știu ce. La fel, ei nu au ce să se plângă. Ei trebuie să știe doar că au de jucat 90 de minute, trebuie să facă un meci bun și să iasă învingători. Asta este rolul lor. Altceva noi nu le cerem. Poftim? Tu iar între prima, dar tu ești cu problemele astea. Problema e că eu primit ce trebuie să primească. Nu numai cu corona, și cu inelul de pe mână au primit prima. Păi dacă ai zis că numai cu corona, nu, și cu inelul. Inelul, inelul. Păi corona e corona, inelul, inelul. Da, știu că există ineu în Arad, știu. I-am văzut, da, cum am mers eu cu FC Bihor. Acum, eu sincer, eu nu vreau să subestimez pe nimeni și nu vreau ca să trag niște concluzii pripite sau, dar nu mi se pare echipa atât de mare, că e atât de speriat Damila Măciuca și numele de oameni nebuni ăștia. Deci, sincer, eu nu știu cine a pus numele ăsta, dar e Caragios tare. Dan Mitică. Poate fi Dan Mitică și Costică, amândoi cu lampa mică. Dar nu ai un problem. Problema este că te gândi... Poftim? Da, mă, ama, oricum, la formula sună bine, da, Damila, Măciuca... Jocurilor. Deci nu am văzut meciul la FC Bihor, acum, că au venit la egal, că au venit la orice echipă care merge, eu consider că merge să câștige, are două șanse, orice o să piardă, că iasă egal, lui iasă, dar... O, mi s-a părut un joc spectaculos, așa să zic. Nu pot zic că e o echipă rea. Dar totuși, eu cred și consider că numai numele așa are un răsune, nume, UTA Arad, are o tradiție, are un nume, e ceva frumos. Adică știe lumea ce înseamnă UTA. Dă-mi-o Măciuca. Măciuca, eu când eram copil, luam câte o botă de aia de acasă și cu Măciuca și mă jucam. Da, dacă nu veneați dumneavoastră, nu mai știe nimeni ce înseamnă. Acum nu contează că am venit eu, că venea altul, important e că suntem aici, important e că vrem să avem continuitate, vrem să facem ceva frumos aici la Arad și, până la urmă, asta este important.